cer. Doar dragostea ta, doar dragostea ta. Stimați prieteni și frați creștini, permiteți-mi să vă salut din nou. O nouă zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să ne bucurăm de ea și să ne bucurăm de contextul sărbătorilor de iarnă. Este bine să ne întâlnim cu oamenii dragi, cu familia, cu prietenii și să ne bucurăm, să ne odihnim, să ne veselim. Dar permiteți-mi să vă pun o întrebare. Care este scopul pentru care facem toate aceste lucruri? De fapt, sărbătorile acestea sunt sărbători religioase. Și care este originea lor? Care este scopul lor? De fapt, la Crăciun, noi sărbătorim întruparea prin Fecioara Maria a Mântuitorului Iisus Hristos. Cine este Mântuitorul Iisus Hristos? La cine a venit El? Pentru ce? Acestea sunt trei întrebări fundamentale. Ele definesc religia și credința noastră. Cine este Mântuitorul Iisus Hristos? Dacă pentru noi este nimeni, atunci noi vom fi nimeni pentru El. De ce a venit El pe pământ? Care este scopul venirii Lui? Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră aceste frumoase gânduri și socotesc instructive. În Evanghelia după Matei, prima din Noul Testament, sau în Evanghelia după Luca, a treia din Noul Testament, dintre cele patru Evanghelii, primele patru cărți din cele 27 care compun Noul Testament, Biblia vorbește mult despre felul în care s-a întrupat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, prin Fecioara Maria. O fecioară, o domnișoară, logodită cu un băiat cu care avea de gând să se căsătorească. Ei, cine este Iisus pentru tine? De ce a venit El în lumea noastră și a atins El scopul cu mine, cu dumneata? Aș vrea să prezint câteva persoane din generația Mântuitorului Iisus Hristos, respectiv cu aproape 2000 de ani în urmă, când El a fost pe pământ întrupat, și să observăm în viața, în comportamentul lor, care a fost valoarea pe care i-a atribuit-o Mântuitorului Iisus Hristos și în ce fel de relație s-au implicat persoanele acestea cu Mântuitorul Iisus. Fiecare dintre persoanele acestea au văzut ceva anume în Iisus. De pildă, Maria a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Un înger a venit noaptea la ea și i-a spus: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, binecuvântată ești tu între femei. Și i-a prezentat intenția lui Dumnezeu cu ea, care va fi născătoare, întrupătoare de Dumnezeu. Și Maria a văzut în Iisus sfințenia lui Dumnezeu. Ea compune o cântare de laudă, un cântec frumos, și vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Câți dintre noi, cu prilejul Crăciunului, privim sărbătoarea din această perspectivă? Sunt oameni care nu văd decât alcool, decât destrăbălare și aventuri, decât odihnă și relaxare, petreceri frumoase la Crăciun, însă nici nu le trece prin cap să se gândească la sfințenia lui Dumnezeu. Dacă un astfel de om aude cuvintele mele, probabil că mă disprețuiește spunând că omul ăsta nu are habar despre ce vorbește. Stimați prieteni, stimați frați creștini, Crăciunul este o sărbătoare religioasă, este de fapt aniversarea întrupării lui Hristos. Dacă noi aniversăm întruparea lui, înseamnă că întruparea lui a fost reală. Și dacă întruparea lui a fost reală, trebuie să ne gândim ca și Maria, că întruparea lui vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, iar sfințenia lui Dumnezeu ar trebui să fie specifică copiilor lui Dumnezeu, adică nouă. Și noi ar trebui să fim oameni care avem preocupare pentru sfințenie, care ar trebui să ne abținem, să ne înfrânăm, să ne autocontrolăm de la multe automatisme comportamentale păcătoase care îl dezonorează pe Dumnezeu și care ne jefuiesc pe noi de acest atribut minunat, singurul care ne face compatibil cu Dumnezeu, adică sfințenia. Dragi prieteni, Crăciunul vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu. Apoi, dacă privim la păstori, la ciobanii aceia care îngrijeau turmele de oi în jurul Betleemului, orașul în care s-a născut Hristos, observați că oamenii aceștia, prin întruparea Mântuitorului, au văzut mila lui Dumnezeu. Generații în urmă vorbeau despre faptul că va veni Hristosul care va restaura națiunea, va aduce pacea pe pământ, va aduce soluția de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu.
Vedeți, în generația noastră tehnologizată, extramodernizată, oamenii nu mai vorbesc atât de mult despre religie. Vorbesc despre supranatural prin perspectiva magiei negre, prin perspectiva vrăjitoriei, a ghicitoriei, dar nu mai vorbesc despre religie în perspectiva Bibliei, în perspectiva lui Dumnezeu. Ori păstorii au văzut mila lui Dumnezeu în întruparea Mântuitorului, pentru că Dumnezeu a venit la ei, a venit să-i vindece, a venit să-i mântuiască, a venit să le ofere soluții. Oamenii au nevoie de Dumnezeu, oamenii îl caută pe Dumnezeu, să-i vindece, să-i ajute, să-i scoată din criză, să le restaureze relația cu tovarășul de viață sau copiii, cu rudele, să îi ajute să-și împlinească visele, să-și crească copiii, să le binecuvinteze familia și o sumedenie de alte nevoi. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute. De ce ne rugăm dacă El nu există? Iar dacă există, ce fel de relație este aceasta, în mod pompieristic să-L chemăm doar când avem nevoie? Oamenii aceștia au văzut mila lui Dumnezeu în venirea în lume a lui Dumnezeu Fiul. Apoi, Simeon, așa după cum el spune în templu, îi mulțumește lui Dumnezeu pentru că i-a permis să vadă mântuirea prin Hristos. Vedeți, omul acesta a avut perspectiva mântuirii. Era un om în vârstă, a trecut prin viață. Probabil că la vârsta de 15-20 de ani a avut și el aerele specifice tinereții. Nici nu se gândea probabil la Dumnezeu. Însă viața l-a confruntat cu experiențe care i-au disciplinat sistemul de gândire, rațiunea, sentimentele. Și trecând prin viață îmbătrânind, omul acesta a realizat că totul e vremelnic și trecător în lumea aceasta. Banii, azi îi câștigi și mâine îi cheltui. Sănătatea, tinerețea, toate celelalte sunt pentru o vreme, însă vin și ani în care nu mai ai nici bani, nu mai ești nici tânăr, nu mai ești nici înconjurat de oameni. Și omul acesta la bătrânețe s-a gândit la mântuirea lui Dumnezeu. Eu sunt sigur că nu doar atunci, dar atunci când afirmă în Biblie: mulțumesc, Doamne, că ai îngăduit robului tău să vadă mântuirea ta, era un om în vârstă. Simeon a văzut în întruparea Mântuitorului Iisus Hristos mântuirea lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, să nu te superi că cu ocazia acestor sărbători, când ți-ai aranjat casa și ți-ai păstrat ceva bănuți ca să-ți cumperi mâncare și să te pregătești de Crăciun așa cum fac vecinii, în cultura noastră, cum fac toți oamenii, îngăduiem să te întreb, de fapt, pe cine serbezi? Serbezi pe Hristos? Mă bucur, dar unde este El astăzi? Ce ar fi să aniversez ziua de naștere a copilului meu, să te invit să vii în familia noastră, să ne bucurăm împreună, și atunci când vii, mă întrebi unde este sărbătoritul și o să spun: e la lucru sau la școală? Pe ce aniversare este aceea dacă aniversatul lipsește? Înțeleg că ți-ai pregătit aniversarea, ai cumpărat mâncare și băutură, ți-ai decorat pomul, casa, felicitări, dar unde este aniversatul? Unde este cel pe care îl aniversăm? Unde este Hristosul? Mântuirea lui Dumnezeu a fost adusă prin El pentru noi. Dragii mei, nu este o soluție să mergem în iad. Și acolo vor merge toți oamenii care nu se mântuiesc datorită păcatelor pe care le-au făcut în viață. Nimeni nu se poate juca cu Dumnezeu. Priviți la ficțiunea aceasta de film numită 2012. Ea are la bază narațiunea despre potopul lui Noe. Priviți cum se zdrobește pământul, priviți cum înghite mașini și construcții și oameni, priviți cum un potop de apă depășește cele mai înalte vârfuri ale munților. Gândește-te numai, lucrul acesta va deveni realitate. Astăzi este ficțiune, seamănă așa de puțin cu ceea ce spune Biblia, Apocalipsa, dar ca și idee este reală, e biblic. Ce se va întâmpla atunci? Pe care vârf de munte te vei urca când apa va trece peste cel mai mare dintre ei? Și nu apă, ci foc, spune Biblia. Scopul meu nu este să te sperii, este Crăciunul, trebuie să te bucuri, poate ți-aștepți rudele, dar gândește-te numai la următorul lucru. Astăzi ești acasă și ai organizat această sărbătoare în cinstea unuia care cu aproape 2000 de ani în urmă a venit pe planeta noastră din cer, întrupându-se printr-o fecioară în mod miraculos ca să atragă atenția oamenilor, pentru ca să ne împace cu Dumnezeu cu care eram într-o stare de dușmănie și să nu mai mergem în iad, unde ne era locul, ci să mergem în rai. Simeon vede în Crăciun, vede în întruparea Domnului, vede în Iisus mântuirea lui Dumnezeu. Dumneata, ce vezi? Un prilej de petrecere? Să nu te superi pe mine. Scopul meu este să-ți vorbesc pentru că ești un om ca mine și poate ți se încheie timpul numit viață. Și dacă mor nemântuit, omule, mergi în iad. Te rog, uite-te în cartea aceasta numită Biblia. Este una dintre cele mai vechi pe care o au oamenii.
Este o scrisoare pe care Dumnezeu ți-a trimis-o în mod personal să o citești și să descoperi voia sa în ea și secretul de a fi mântuit. Dacă nu ai o astfel de carte, te rog, privește la numărul de pe ecran, sună și vei primi în dar o Biblie, ai nevoie de ea. Crăciunul trebuie să-ți aducă aminte de Hristos. Apoi, privind la personajele din Biblie care au trăit în contextul Mântuitorului Iisus care s-a întrupat, descoperim magii, oamenii aceștia care au venit din Indie, care au venit de undeva din răsărit, astrologii aceștia care au văzut o stea și au interpretat că steaua aceasta vorbește despre nașterea unei celebrități, unui om special, și ei au văzut în Hristosul care s-a născut, anunțat de steaua aceasta miraculoasă, au văzut pe împăratul. Ei au mers în Ierusalim, în capitala Israelului, au mers la guvernator, la Irod, și au pus următoarea întrebare la palat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Ei au știut că s-a născut un împărat și nu au avut parte de tehnologia secolului 21. Și dumneata, navighezi pe internet, conduci mașini, știi să faci socotel, ai computer, ai telefon celular, ești un om atât de pregătit, de dotat, de deștept, și nu știi că s-a născut împăratul? Nu știi că s-a întrupat împăratul? Nu știi că s-a întrupat pentru dumneata și familia dumitale să-ți ierte păcatele, să-ți lege rănile, să-ți șteargă lacrimile, să-ți restaureze starea în care ești înaintea lui Dumnezeu? Omule, ți-ai cumpărat mâncare și băutură de Crăciun, dar unde e sărbătoritul? Unde e împăratul? Ai așa de mare nevoie de el. Vinul o să-l bei, mâncarea o să o mănânci și e normal să faci aceste lucruri pentru că de aceea le-ai cumpărat. Dar unde e împăratul? Ți-ai luat lucruri care se consumă, mâine rămâi fără ele, dar unde e cel care este veșnic, care nu se consumă? Unde este cel infinit? Unde este împăratul care te poate vindeca, care te poate restaura, care te poate mântui? Unde este împăratul? Oamenii ăștia l-au găsit. Dumneata l-ai găsit? Ai odihnă, ai liniște, ai pace? Sau ești un om frustrat și într-o deplină căutare? Ce vezi în Hristos? Ce vezi în Crăciun? Apoi, priviți-i pe preoți. În vremea Domnului Iisus, ca și astăzi, existau exponenții religiei naționale, existau preoții. Oamenii aceștia l-au urât de moarte pe Hristos pentru că era direct, pentru că le vorbea pe față și pentru că le spunea: voi le spuneți oamenilor ce să facă, dar voi nu vă uitați la voi, voi trebuie să fiți o pildă, un exemplu. Și ei l-au urât pentru că îi divulga, îi făcea vulnerabili. Observați că oamenii aceștia, preoții, au văzut în Hristos un dușman. Un dușman pentru că le strica ascunzătoarea, culcușul cald. Le spunea: rolul vostru în națiune este altul, nu să induceți în eroare pe oamenii ăștia. Nu să îi măguliți pentru ca să primiți bani și salarii mari. Trebuie să le spuneți adevărul. Spuneți-le să renunțe la păcat. Și ei îl urau pe Hristos. Ei au văzut în Hristos un dușman, un revoluționar, o persoană care îi deconspira. Dragul meu, îți este dușman Hristos? Cum să-ți fie dușman cel care a venit să moară pentru dumneata? Fii sincer. Dacă te duci la vecin și spui să își tai un deget pentru dumneata, poate exemplu e penibil, dar te rog, înțelege ce vreau să spun. Dacă te duci la cel mai bun prieten și spui să stai un deget pentru dumneata, ar face-o? Hristos a venit din cer întrupându-se printr-o fecioară și a murit pentru dumneata, pentru mine. Dacă aș fi fost singur om de pe Terra, ar fi făcut la fel. Și el să-mi fie dușman? E dușman omul care își dă viața pentru tine? E dușman omul care părăsește cerul să se întrupeze pe pământ într-o condiție atât de vulnerabilă, atât de incomodă? Pentru ei Hristos a fost dușman, de neînțeles. Apoi o altă categorie de oameni, Irod. Irod a văzut în Hristos un rival. Era liniștit pe tron, se simțea autoritar, avea armată, și dintr-o dată vin oamenii aceștia de departe și întreabă: unde este împăratul? Care împărat? Eu sunt, nu tu, altul, cel de curând născut. Irod a simțit că îi tremură tronul pe care sta și a știut că are un rival, un rival puternic, și s-a temut. Îl simți pe Dumnezeu un rival care vrea să-ți ia plăcerile și jucăriile vieții cu care te-ai destrăbălat și cu care ai trăit în păcat? Îl simți un rival pentru că ți-a alcoolul și îți spune: tu nu ești făcut pentru asta? Îți este un rival pentru că ți interzice aventurile nocturne în care ți-ai înșelat tovarășul de viață căruia ai jurat credință și îl minți întorcându-te dimineața acasă că ai fost într-un loc în care n-ai fost niciodată?
Îți este rival pentru că ți interzice să mai trăiești în păcat într-un mod atât de meschin și de mizerabil, lucruri pentru care vei merge în iad, omule veșnic. Îți este rival pentru că îți oferă cerul? Îți este rival pentru că ți-a jucăriile cu care te îndepărtezi de el și cu care te apropii de iad? Și vreau în seara aceasta, astăzi, să te gândești bine la Dumnezeu, să te gândești bine la faptul că El nu ți este dușman, El nu ți este rival. El este mila lui Dumnezeu, El este sfințenia lui Dumnezeu, El este mântuirea lui Dumnezeu. Cât de diferite sunt lucrurile acestea? Pe care dintre ele le alegi? Care sunt reale în viața dumitale? Și apoi, încheiind, aș vrea să vă spun, priviți la populația din Ierusalim, la locuitorii Ierusalimului, ei au văzut în Hristos de-a dreptul nimic. Este interesant că Maria a văzut sfințenia lui Dumnezeu. Păstorii au văzut mila lui Dumnezeu. Simeon a văzut mântuirea lui Dumnezeu. Magii au văzut împăratul. Preoții au văzut dușmanul. Irod a văzut rivalul. Dar oamenii aceștia nu au văzut nimic. Ei au fost absolut indiferenți. Pe ei nu i-a interesat. Pe ei nu i-a interesat Biblia, nu i-a interesat templu, nu i-a interesat rugăciunea, viața spirituală. Pur și simplu ei erau niște oameni indiferenți. Ei erau luați de vântul vieții. Psihologia mulțimii conducea. Aș vrea să te întreb, nu ești un astfel de om? Nici nu-L urăști, nici nu-L iubești. Îți este indiferent Dumnezeu. Te-ai denumit liber cugetător. Liber cugetător. Dacă ești un liber cugetător, prietenul meu scump și drag, gândește-te, unde vor merge liber cugetătorii dacă există rai și iad? Unde vor merge liber cugetătorii dacă există Dumnezeu și diavolul? Unde vor merge liber cugetătorii dacă există judecată? Privește, te rog, la cartea aceasta. Dacă nu ai una, te rog, sună la numărul de pe ecran, vei primi în dar o Biblie. Biblia vorbește despre moarte și despre viață. Și Dumnezeu spune, îți pun în față viața și moartea, alege. Dumnezeu te iubește și te respectă, pentru că îți dă dreptul să alegi. Nu te obligă, nu te constrânge, dar te avertizează doar. Trăim în mijlocul unor oameni care pur și simplu nu mai au interes pentru asta. Nu-i mai interesează nimic decât plăcerea, decât aventura, decât emoția, decât clipa, momentul. Nu vor să se gândească la mâine. Spun, mâine nu există. Nu există mâine? Este Crăciun. Este frumos, este zăpadă. Avem în minte memoriile din copilărie, frumusețea de atunci, inocența. Acum suntem oameni trecuți prin viață. În sufletul nostru există răni adânci, răni făcute de viață, de experiențe, de anii care au trecut. Răni făcute de noi sau de alții. Și toate experiențele acestea pe care ni le-a dat viața ne-au determinat să acceptăm că inocența din copilărie, visele frumoase de culoare roz, sunt doar vise de copii. Viața este aspră, relațiile sunt complicate, fidelitatea față de Dumnezeu și față de oameni este un examen teribil de greu și zi după zi ne consumăm tot bugetul acesta de viață pe care ni l-a dat Dumnezeu și cronometru care ne anunță cât a mai rămas s-ar putea să aibă o veste îngrijorătoare pentru noi. N-a mai rămas așa de mult. Nu știu cât ai consumat din viață, dar indiferent cât ți-a mai rămas, ar trebui să o trăiești altfel. Te rog, la acest Crăciun, n-am intenția să devin sobru, să devin aspru, vreau doar să-ți spun, dragul meu, că atunci când sărbăm Crăciunul, trebuie să știm că a venit Dumnezeu la noi. Și n-a venit să bea vin cu noi, a venit să ne spună că suntem niște oameni păcătoși și că trebuie neapărat să ne pocăim de păcatele noastre și să ne sfințim prin Hristos, pentru ca să mergem într-un loc unde există o sărbătoare veșnică. Sunt atât de fericit că am înțeles lucrurile acestea și din acest motiv încerc să-ți prezint acest punct de vedere al Bibliei, în speranța că și dumneata ca și mine te vei iubi suficient de mult să înțelegi că ai o singură perspectivă, să te împaci cu Dumnezeu și să-L apreciezi pe Cel care a venit în lumea noastră. Deschideți inima astăzi și în contextul acestor sărbători care ne invită să acceptăm că a existat Hristos dacă noi aniversăm venirea Lui în lumea noastră, să ne uităm la Biblie, să deschidem Biblia și să citim despre faptul că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
N-am întâlnit niciodată în viață pe cineva care să aibă un interes atât de adânc pentru mine, așa cum are Dumnezeu. Nimeni nu și-a făcut atâta timp pentru mine ca și Dumnezeu. Am avut câțiva prieteni buni în viață, însă au fost situații în care nu mi-am permis să-i deranjez. Era prea târziu, poate noaptea spre dimineață. Însă lui Dumnezeu mă rog oricând, ziua și noaptea, dacă mă trezesc în toiul nopții apăsat de grijuri sau am dureri, îndrăznesc să-mi deschid gura și să-i spun: Tată care ești în ceruri, ascultă-mă. Și pentru că El e Tatăl meu, pentru că El a venit în lumea aceasta să moară pentru mine și pentru că mă iubește, El mă ascultă. El mi-ascultă rugăciunea. Ce frumoasă este viața trăită în maniera aceasta, lipsită de frământările copilărești care sunt consecința de străbălării și a păcatului. La acest Crăciun îți propun din Evanghelie să gândești în maniera aceasta și să te pocăiești. Să-ți aduci aminte la anul că la Crăciunul de dinainte ți-ai deschis sufletul și Dumnezeu a intrat în inima dumitale, pentru că acolo e locul Lui, iar dumneata în inima Lui, pentru că acolo e locul dumitale. Aș vrea să spun o scurtă rugăciune, dacă vrei, te rog, spune împreună cu mine. Dacă nu ți-e prea greu și vrei să-i dai respect lui Dumnezeu, poți să te ridici în picioare și spune-i: Tată care ești în ceruri, poate nu știu bine să mă rog, dar știu ce vreau. Te rog, iartă-mă, fie-ți milă de mine și în numele lui Hristos, pe care îl aniversez la Crăciunul acesta, iartă-mă, intră în inima mea, te primesc ca pe Domnul și Mântuitorul meu. Fă-mă copilul tău și du-mă în cer. Învață-mă să te slujești și să te urmez și binecuvintează-mă pe mine și casa mea. Leagă-mi rănile, vindecă-mi bolile, ajută-mă să-mi plătesc datoriile, dă-mi echilibru, dă-mi pace, deschide-mi ochii, binecuvintează-mă. Doamne, nu știu să mă rog mai mult, dar Tu știi de ce am nevoie. Îți mulțumesc că îmi vei da lucruri pe care nu știu să le cer, dar în dragostea și în puterea și în înțelepciunea Ta vei ști să mă binecuvintezi. Tată, Fiule și Duhule Sfânt, îți mulțumesc. Și spuneți împreună cu mine: Amin. Sunt așa de fericit pentru că am putut să vă spun aceste cuvinte cu prilejul sărbătorilor, când inima noastră este mai deschisă și mai predispusă să se gândească la Dumnezeu. Vă doresc din toată inima, în numele meu personal, în numele prietenilor și colegilor mei din Biserica Betania din Chicago, pe al cărei site puteți intra, priviți doar pe ecran și accesa site-ul acesta să fiți alături de noi de sărbători. Vă dorim la mulți ani, vă dorim multă sănătate și mai presus de orice ne rugăm lui Dumnezeu să vă mântuiască viața și membrii familiei. Să rămâneți cu bine, sărbători fericite și la mulți ani! La cruce.